Dragii mei, frați și surori, îmi vrea să spunem cu toții ca binecuvântat să fie Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Amin. Amin. Apoi să spunem ca binecuvântată să fie jertfa Domnului Iisus Hristos. Ne-am adunat aici, în locul acesta, și avem o sărbătoare sfântă, avem un praznic, în care ne aducem aminte de jertfa Domnului Iisus Hristos, ne aducem aminte de suferințele Lui, pomenim suferințele Lui, și vrem să trăim aceasta de fiecare dată când ne adunăm la această cină, așa ne poruncește cuvântul Lui Dumnezeu. Apoi spun, fiți binecuvântați de Domnul Iisus, toți cei care ați venit cu gândul să vă întâlniți cu Domnul Iisus, cu Dumnezeu aici, Tatăl. Și cei care ați avut alt gând, poate știu eu, printr-o anumită neveghere am avut alt gând și am venit în casa Domnului, mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să schimbe gândurile noastre, să le facă roabe ascultării de Hristos. Amin? Amin. Și în felul acesta, numele Domnului să fie binecuvântat în biserica Lui. Mai întâi de toate ar vrea să fac un anunț pentru săptămâna ce vine, sâmbătă, la ora 4, ar vrea să avem adunare, să avem strângere cu tinerii, cu cei mai mici, apoi cu grupa mai mare la ora 4 și pentru grupa mai mare aș vrea să le dau textul care l-am găsit în Scriptură. De fapt, ei au reclamat un anumit subiect și aș vrea să le dau textul din 2 Împărați, capitolul 20, începând de la versetul 1 până la versetul 11. Deci, repet, 2 Împărați, capitolul 20, versetul 1 începând până la versetul 11, este vorba de boala și însănătoșirea lui Ezechia. Să nu uităm de sâmbăta ce vine, la ora 4, și cei mai mari și cei mai mici ne adunăm la casa Domnului. Dragii mei, aș vrea să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu, de cuvântul acesta care s-a citit în această dimineață. Și este adevărat, cum se spune aici, este adevărat că acest cuvânt se citește des. Personal, duminică seara am fost din nou la frații Rom și le-am dat acolo cina. N-am vorbit din acest cuvânt, am vorbit din altul, dar încerc să nu mă repet. Încerc ca să veghez asupra mea cât de cât să pot să spun lucruri ca să nu se plictisească cineva. Estera, probabil, mi-ascultă mai des și aici și acolo și probabil la un moment dat o să spun, acum știu ce vrea să spună, dar vrea să vă spun ceva, suntem oameni. Suntem oameni și cuvântul lui Dumnezeu ne-a lăsat, ne-a trasat o cale și pe această cale trebuie să mergem. Și aș vrea să vă spun ceva. Să știți că chiar dacă acest cuvânt care s-a citit aici, îl cunoaște, poate cei mai mulți îl cunoaște în pedearos. Aș vrea să vă spun ceva. Nu mă îngrijorează ceea ce nu cunosc din Scriptură. Ceea ce nu știu, ceea ce încă n-am cunoștință. Să știți că nu aceasta îmi creează probleme și mă îngrijorează. Și ce mă îngrijorează? Ceea ce cunosc și știu că nu împlinesc. Și știu că Dumnezeu știe că eu știu că nu împlinesc. Aceasta mă îngrijorează. Și mă rog lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne dea putere să împlinim cuvântul Domnului. Amin? Este un cuvânt minunat. Și Pavel Apostolul vine aici și spune în primul lui verset că ce am primit de la Domnul ce v-am învățat și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine. Pavel Apostolul aici se justifică și le spune celor din Corint. E o Evanghelie care v-am propovăduit-o, eu am primit-o de la Domnul. Și în altă parte, justificarea lui Pavel Apostolul este și mai clar. Și le vorbește celor din Galația, galatenilor, și le spune așa. În epistola către Galateni, capitolul 1, începând cu versetul 11. Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie sau de proveniență omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos, lăudat să fie numele Domnului. Dacă Pavel Apostolul cunoștea legea moizaică care a învățat-o la picioarele teologului Gamaliel, aș vrea să vă spun că Pavel Apostolul s-a justificat prin aceasta pentru că el n-a făcut parte din cei 12. El n-a luat parte la lucrurile la care, de fapt, el spune aici cu Domnul Iisus Hristos. El n-a fost în seara cea de taină, în cina aceea. El n-a fost acolo prezent.
Și oricare dintre cei care l-a ascultat putea să spună: Pavele, tu de unde le știi? De la care dintre apostoli? Care dintre apostoli ți le-a povestit, de tu le știi și ni le spui nouă așa cu patos, așa cu foc? Și atunci Pavel apostolul, ca să se justifice, le spune: eu n-am primit de la niciun om, nici de la cei care au fost acolo prezenți, nici de la altcineva, nici de la școală, eu le-am primit prin viu grai de la Iisus Hristos. Și aș vrea să vă spun ceva și să vă dăm pe dumneavoastră și pe mine în dimineața aceasta. Așa să privim acest cuvânt care este ca și cum este de la Domnul Iisus Hristos. Pentru că este de la Domnul Iisus Hristos. Am citit de multe ori și poate am spus, știu și trec repede peste el. Aș vrea să vă spun ceva. Este cuvântul Domnului Iisus Hristos și este vai de noi dacă nu-l împlinim. De aceea, în dimineața aceasta, m-am hotărât și am spus, haideți să citim acest cuvânt, pentru că este bine să ne aducem aminte de el. Așa bine ar fi dacă l-am citit odată și l-am împlinit. Și am trecut și la alte etape, și la alte etape. Dar se întâmplă că nu-l împlinim, pentru că suntem oameni. Dar mă rog lui Dumnezeu, Dumnezeu să ne dea putere în această dimineață să-L înțelegem cuvântul lui Dumnezeu mai bine, să-L iubim mai mult și în felul acesta să-L împlinim mai mult în fiecare zi. Amin? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune aici prin Apostolul Pavel și după ce am mulțumit lui Dumnezeu, deci al doilea verset care s-a citit, după ce am mulțumit lui Dumnezeu, el a frânt și a luat, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Ori de câte ori veți bea din el. De fapt, dragii mei, noi după aproape 2000 de ani, când ne adunăm la această cină, care spuneam data trecută, pentru mine personal este cel mai mare act ca slujitor care pot să-l fac. Pentru că dacă vă uitați cu băgare de seamă la cuvântul care spune Apostolul Pavel, însuși Domnul Iisus Hristos a luat o pâine, a mulțumit lui Dumnezeu, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor. Ei, lucrul acesta, aici la noi în adunare, a îngăduit Dumnezeu, prin mila lui Dumnezeu, să-l facă fratele Iosif, respectiv eu. Ei, și pentru mine să fac ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut pentru mine, este cel mai înălțător har, cel mai înălțător lucru să pot să fac. Și de-aia mă rog lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și pe fratele Iosif și pe mine, să ne dea niște mâini curate și cuget curat și inimă curată să facem lucrul acesta acum. Cu frică și temere de Dumnezeu. Și cei care întinde mâna și ia din farfurie această pâine care reprezintă trupul Domnului Iisus Hristos, în același timp să le ia cu frică și cu tremur, punându-se în locul celor care au fost acolo în seara aceea, a ucenicilor. Pentru că, de fapt, noi suntem ucenicii Domnului Iisus Hristos din anul sau din veacul 21. Apoi, spune cuvântul lui Dumnezeu, tot astfel, după cine a luat un pahar. Paharul acesta care îl luăm și noi, îl luăm în mână, mulțumim lui Dumnezeu, îl binecuvântăm, cerem puterea lui Dumnezeu să-i dea prin credință, să-i dea puterea sângelui Domnului Iisus Hristos, aceasta a făcut-o Domnul Iisus Hristos. Și noi, ca și slujitori, facem lucrul acesta. Și pentru aceasta este nevoie de curăție de inimă. De aceea spun, este cel mai înălțător, cel mai mare, cea mai mare lucrare care putem să o facem noi, din punctul meu de vedere, ca și slujitori. Dar, cuvântul lui Dumnezeu ne învață că este important ceea ce eu înțeleg. Este important și pe cei care, și pentru cei care se roagă pentru aceste, pentru rodul viței și pentru azimă, dar este important și pentru cei care se împărtășesc. Pentru că ce se întâmplă? Aici, astăzi, în această dimineață, noi ce facem? Spune versetul următor. Spune aici mai jos, pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până la venirea Lui.
Aceasta n-aș vrea să zic tradiție, n-aș vrea să zic obișnuință. Această practică, care noi o facem în fiecare lună, sau poate de mai multe ori pe lună, aș vrea să vă spun ceva. Noi vestim suferințele Domnului Iisus Hristos, vestim patimile Lui, vestim moartea Lui, ceea ce s-a întâmplat acum aproape 2000 de ani. Și aceasta și spune când? Până la venirea Domnului Iisus Hristos. Până la venirea Lui. Poate cineva, de multe ori, ne avem obiceiul ca și oameni, pentru că suntem slabi, să trecem ușor cu vederea aceste lucruri. Dar vreau să vi le aduc aminte, aș vrea să le citesc din Scriptură, să vedeți ce s-a întâmplat acolo. N-aș vrea să citesc din Evanghelie amplu, aș vrea să citesc din această carte a lui Isaia, să vedem, să ne aducem aminte ce s-a întâmplat acolo. Spune cuvântul lui Dumnezeu, din Isaia 53, câteva cuvinte aș vrea să citesc, versete de care. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, e așa de disprețuit, că ți întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el, adică Hristos, era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pe viața care ne dă pacea, a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Binecuvântat să fie Domnul Iisus. Amin? Dragii mei, pentru aceasta noi ne aducem aminte. Aceasta pomenim de fiecare dată când ne împărtășim, când este dimineața împărtășirii sau seara împărtășirii. Ne aducem aminte de prețul care s-a plătit pentru noi pe dealul Golgotei. Prețul, cum să vă spun, dreptul acesta care îl avem să venim în această dimineață aici, să stăm la masă cu Domnul, să întindem mâna, s-a plătit un preț pe care noi nu puteam să-l plătim, dar a plătit Domnul Iisus Hristos. Am citit câteva cuvinte, dar vreau să ne imaginăm. Domnul Iisus Hristos spune că era așa de disprețuit de ți întorceai fața de la el. Știți când au fost disprețuit, dragii mei, cel mai mult Domnul Iisus Hristos? În viața de zi cu zi, atunci până a crescut la 30 de ani și a intrat în lucrare, să știți că a fost disprețuit și de frații lui la un moment dat. Și frații lui a spus, nu știu care dintre dumneavoastră de aici, a fost disprețuit de frații dumneavoastră de trup din pricina credinței care aveți. Și v-ați jocorit. Frații lui la un moment dat îi spune, dar oricine care vrea să se cunoască, iasă în evidență, să duce în față. Deci nici frații lui nu credeau în el, era un dispreț. Apoi, spune cuvântul lui Dumnezeu, atunci, după ce l-a luat Pilat, după ce l-a dat soldaților, soldații l-au scuipat, l-au bătut, l-au batjocorit, l-au îmbrăcat cu haine, stracojie sau roșie, mă gândesc de culoare, i-au adus închinare în bătaie de joc. L-au bătut cu trestia, spune cuvântul lui Dumnezeu, dar de fapt era bâtă de bambus. I-a dat peste cap, nu știu cât dintre dumneavoastră ați primit lovituri pentru altul. Sau nu știu dacă am fi fost disponibil ca să primim lovituri pentru altul, pentru copilul nostru, pentru soția noastră, pentru cei din jurul nostru. Ei, Domnul Iisus Hristos le-a făcut. Și când l-au dus în fața poporului, mă gândesc când l-au dus în fața poporului și l-a văzut poporul. Și-o fi zis, acesta este Hristosul? Batjocorit, plin de sânge, cu o cunună de spini, bătaie de joc în cap, pe cap. Acesta este Hristosul care ne-a promis că ne va mântui neamul nostru de oameni și ne va mântui pe noi. Acesta este Hristosul care, de fapt, El ne-a vindecat. Și cu siguranță că oamenii, mulți dintre ei, și-au pierdut nădejdea care s-a pus-o în el. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că, totuși, El suferințele noastre. Așa cum l-au văzut ei atunci, generația aceea, neamul acela de oameni, totuși spune Isaia, El suferințele noastre le-a purtat și boalele noastre le-a luat asupra Lui. Și noi ne aducem aminte în această dimineață. Lăudați să fie în numele Domnului. Amin. Dragii mei, vreau să mergem mai jos. Dar înainte să mergem mai jos, mai mergem mai jos puțin și aș vrea să vă fac să meditați ceva. Atunci când nu ne împărtășim, când nu ne atingem de trupul și sângele Domnului, spune cuvântul lui Dumnezeu că cine nu mănâncă și nu bea, n-are viață
în El însuși. Suflare și suflu de aer avem, dar viață spirituală, putere spirituală, nu are. Nu are. Și se vede foarte clar. Când lipsești de la cină o lună, două, trei, vei vedea cum ești de vulnerabil. Ești vulnerabil la minciună, ești vulnerabil la glumă, ești vulnerabil la privire, la gândire, la purtare, la toate ești vulnerabil. Pentru că e slab. N-ai viață în tine. Viața care trebuie să o ai, viața spirituală, puterea spirituală, pur și simplu, scade. Scade. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu ne îndeamnă nici să nu ne împărtășim. Deci cine nu se împărtășește, n-are viață. Dar mulți oameni, și în vremurile în care trăim noi și vedem, noi slujitorii vedem, se duce una, două, trei, patru, cinci luni și oamenii nu se împărtășesc. Și nu ne împărtășim, nu ne apropiem. Și cei mai mulți oameni spune, decât să primesc o sângă, mai bine nu mă împărtășesc. Este adevărat și aceasta. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu, dacă dăm o pagină în urmă, veți vedea atunci când poporul Israel a ieșit din Egipt, veți vedea că cei mai mulți dintre ei, măcar că spune cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să citesc, să înțelegi mai bine. În 1 Corinteni, capitolul 10, începând cu versetul 1. Fraților, nu vreau să știți, nu vreau să nu știți, părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare. Toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească. Și toți au băut aceeași băutură duhovnicească. Pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu căci au pierit în pustie. Ăștia aș vrea să traduc din vechiul legământ în noul legământ. Cei mai mulți dintre ei s-au împărtășit și totuși n-au fost plăcuți lui Dumnezeu. De ce n-au fost plăcuți lui Dumnezeu? Pentru că oamenii aceștia au cârtit, au păcătuit, au vorbit împotriva slujitorilor și împotriva lui Dumnezeu. Au vorbit împotriva țării în care trebuiau să meargă. Și nu au fost credincioși lui Dumnezeu și Dumnezeu a promis în mânia lui că nu vor intra în odihna lui. Ei, ce se întâmplă? Nu este bine să nu te împărtășești pentru că nu ai viață. Suntem toți de acord cu aceasta. Dacă nu ne împărtășim, nu avem viață. Dar, dacă ne împărtășim într-un chip nevrednic, ne asemănăm cu cei din vechiul legământ, care n-au intrat în odihna lui Dumnezeu, din pricină că n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, pentru că au păcătuit. N-au ascultat, s-au răzvrătit, au trăit după cum au vrut ei. Aș vrea să vă spun ceva. Cei care în vremurile noastre se apropie de trupul și sângele Domnului Iisus Hristos ne spune aceste două versete care urmează în continuare. De aceea, versetul 27, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea din paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Oricine mănâncă, oricine se atinge de azima aceasta și de acest rod al viței, în chip nevrednic, este vinovat exact ca și soldatul roman care a bătut cuie mâini și în picioare, care l-au borjocorit, care l-au scuipat, care l-au pus cu luna de spini, care l-au bătut în cap cu bâta de bambus, te faci vinovat de același lucru dacă te apropii de cina Domnului în chip nevrednic. Ce înseamnă să te apropii în chip nevrednic? Să trăiești după cum vrei tu. Să trăiești după cum vrei tu. Știi că n-ai vrednicia să te apropii. Știi că ai făcut cu tare lucru, cu tare lucru, cu tare lucru și cu tare lucru. Știi aceste lucruri. Și totuși treci peste ele, le sfidezi, le ignori și te apropii de cina Domnului. Dar ce e de făcut? Pentru că aș vrea să vă aduc și soluția. Pentru că n-aș vrea, că cu siguranță, că sunt printre noi care la un moment dat
aș spune, mă, am putere lui Dumnezeu, nu pot să mă apropii. Aș vrea să vă spun ceva. Există. Există o garanție care ne-o spune Domnul Iisus Hristos. Cine își mărturisește păcatele, El este credincios și drept să ne curățească de toate păcatele. Am văzut că la noi în adunare, și aș vrea să vorbesc despre aceasta, la noi în adunare mărturisirea este foarte superficială. Dragii mei, nu vreau să spun lucrul acesta, dați cunăvara la fratele Iosif sau la fratele Mircea, nu. Vreau să spun, trăiți să trăim o viață sfântă și curată, să nu fie nevoie de mărturisire. Dar dacă este nevoie de mărturisire, aș vrea să vă spun ceva. Să știți că Duhul Sfânt acolo ne atenționează și ne spune. Dorința noastră este să ne apropiem de trupul și sângele Domnului. Dar acolo este ceva care spune în inimă, ai lucrul ăsta și trebuie să-l mărturisești și nu-l facem. Nu-l facem. Și sfidăm acea voce, acel gând. Sfidăm astăzi, sfidăm mâine și ne apropiem. Și ce se întâmplă? Oricum viață nu primim. Pentru că ne apropiem într-un chip nevrednic și în felul acesta ne facem vinovați de moartea Domnului Iisus Hristos. În loc să primim viață, aș vrea să vă dau un exemplu. Și exemplul este cel mai evident al Iuda. Întrebarea mea este pentru dumneavoastră. Iuda s-a împărtășit cu ei acolo? Da sau nu? Dragii mei, s-a împărtășit. A primit Iuda viață? Ce s-a întâmplat în momentul în care s-a împărtășit Iuda? Spune Domnul Iisus Hristos, este acela care întinde mâna, probabil avea pâinea în mână Iuda și vrea să o moaie în rodul viței. În momentul acela a intrat Satana în el. Din ce cauză? M-am gândit și haideți să ne gândim sistematic ce-a făcut Iuda asta ca și fapt. Ce-a făcut? Cum să face că a ajuns să se facă vinovat de trupul și sângele Domnului Iisus Hristos? Și după aia, vinovăția lui. N-a fost ca și vinovăția lui Petru, care s-a întors și și-a plâns păcatul și a fost reprimit de Domnul Iisus Hristos. Vinovăția lui s-a dus mai departe până la capăt. Și ce s-a întâmplat? Iuda avea un gând. Un gând care nu era gândul lui Hristos. Un gând de care Domnul Iisus Hristos, de fapt, l-a curățit și pe Petru. Când Petru a zis să te ferească Dumnezeu să te duci la Ierusalim, dacă ne spui că ți se va întâmpla așa ceva, să te ferească. Și Domnul Iisus Hristos a zis niște cuvinte aspre, ori pentru că gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu. Ei, Iuda acesta avea doar un gând. El cocoptease cu preoții pentru un gând. Să-L vândă pe Domnul Iisus Hristos. Și în momentul în care s-a atins de trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, spune noi, în mod simbolic, în loc să primească viață, s-a întâmplat altceva. Dragii mei, știu că în dimineața aceasta cuvintele mele sunt dure, dar sunt cuvintele Scripturii. Aceasta ne spune Scriptura. Și n-aș vrea ca unul dintre noi de aici să fim vinovați de trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Am o întrebare. Nu ca să motivez mesajul, ca să vedem mai bine lucrarea, cum trebuie să o prezentăm și cum trebuie să o spunem celor care ne ascultă. Am o întrebare. Știm că suntem bolnavi. Și știm că boala noastră nu este bine. Știm că este ceva aici, în zona aceasta, nu la vârful degetului și nici la umăr. Știm că este ceva în zona aceasta care nu funcționează bine. Și în fiecare zi merge din rău mai rău. Și numai nu se face bine cu toate tendințele noastre și cu toate încercările noastre să remediem situația. Și te duci la doctor. Și când te duci la doctor, îți spune doctorul, auzi, du-te la farmacie și ia Tylenol cât te ține mâinile. Te uiți la el. Ești mulțumit? Probabil la prima vedere te duci și ai Tylenol, o putere din ăla mare de 500 de, eu știu, de pastile. Și după 3 săptămâni te întorci înapoi mai rău.
Și spui, doctore, e o problemă. Ar fi mulțumit să-ți spună lucruri slabe, lucruri să nu spună adevărul. Ar fi mulțumit pentru trupul acesta. Știm că te duci la moarte. N-ar fi mulțumit. Dragii mei, așa este cu cuvântul lui Dumnezeu. Numai că și cuvântul lui Dumnezeu este pentru vindecarea sufletului. Dacă ne ducem la doctor pentru însănătoșarea trupului și nu ne convine să ne spună orice, am vrea să ne spună adevărul și în același timp ar vrea să ne dea tratamentul care să poată remedia situația noastră. Mă gândesc că orice om sănătos face lucrul acesta. Ei, aș vrea să avem în noi dorința aceasta, când venim la adunare, să ne spună exact, să ni se spună din cuvântul lui Dumnezeu, nu după mintea fratelui Mircea sau lui altuia, să ne spună din cuvântul lui Dumnezeu care este situația actuală exact. Și care este remediul. Ca să primim viață, aceasta este pentru suflet. Ce ziceți dumneavoastră? Poate prin asta credeți unii că mi-a motivat mesajul meu. Dar eu personal așa cred. Și așa practic. Și ceea ce vă spun este ceea ce practic în viața mea. Într-o paranteză spun, să știți că a fost doctor care, uitați așa, mi-a închis dosarul în fața mea. Și a spus, pentru mine dosarul tău e închis. Și am spus, pentru dumneata este închis, dar pentru mine nu este închis. Te rog frumos să-l deschizi, să-mi dai dosarul cum a dus la alt doctor. Pentru că dumneata, pentru mine, ți-am înțeles capacitatea. Nu te blamezi, atâta ții capacitatea. Dar situația mea nu e rezolvată. Și eu nu sunt doctor, dar pot să spun, să-ți confirm, oficial 100%, situația mea este agravată. Și m-a dus la alt doctor, care mi-a spus situația în față, nu mi-a promis nimic, dar o să încercăm asta și dacă merge, să nu te mai văd pe aici. Pentru că așa sunt, cum vă spun eu, așa sunt și în viața mea. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda. Lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului, ce înseamnă? Cine mănâncă, își mănâncă și bea o sânda, dacă nu deosebește trupul Domnului. Dacă nu deosebește trupul Domnului. Prin alte cuvinte, într-un alt fel de a explica lucrurile, ceea ce eu văd, dacă venim aici la cină și că ne punem pe genunchi și ne împărtășim, dacă nu facem diferența între cina aceasta care este trupul Domnului și ceea ce noi mâncăm la restaurant, dacă credem că este același lucru, aș vrea să vă spun ceva. Ne mâncăm și ne renunțăm. Pentru că aici nu este ceea ce mâncăm nici la restaurant, nici la McDonald's, nici ceea ce mâncăm acasă. Trebuie să facem diferența, dragii mei. Aici nu mâncăm pentru pântece. Nu mâncăm, dacă luăm o bucată așa de mare să ne săturăm. Luăm totul prin credință. Prin credință. Prin credință. Dacă bem, nu bem un pahar ca să ne ascâmpărăm setea trupului. Nu! Bem prin credință. Noi înțelegem că este sângele Domnului Iisus Hristos, care odată ce ne atinge, ne curățește de orice păcate. Lăudați să fie numele Domnului. Amin. Nu știu câți dintre dumneavoastră sunteți de acord cu felul în care v-am expus lucrurile, dar este ceea ce înțeleg, dragii mei. Și știți ce îmi doresc? Îmi doresc ca biserica de aici să fie sănătoasă. Este importantă biserica să fie sănătoasă. Pentru mine este important ca familia mea să aibă o învățătură sănătoasă și biserica să aibă o învățătură sănătoasă. Este important. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu. Uitați soluția. Uitați soluția. Venim la cină și știm că nu ne împărtășim. De acasă știm. Știm că atunci când frații se pleacă pe genunchi, eu nu mă plec, eu o să stau pe scaun și nu o să mă împărtășesc. Dar vreau să vă spun ceva, dragii mei. Este o soluție. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, deci cei care nu se deosebesc, ca să nu uit aceasta, cei care nu se deosebesc cina Domnului de celelalte lucruri, spune cuvântul lui Dumnezeu, din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dor. N-aș vrea să explic fiecare lucru dintre acestea trei, dar într-un cuvânt, din pricina aceasta este neputință, este slăbiciune, este ce este, de multe ori, între noi. Pentru că nu deosebim cina Domnului de celelalte lucruri. Dar, dacă ne-am judecat singur, n-am fi judecați. Oare ce înseamnă cuvântul acesta? Dar vreau să mă apropii de încheiere. Dar vreau să înțeleg.
Știți ce înseamnă să te judeci singur? Pentru că păcatul care nu-l judeci aici, păcatul care nu este condamnat aici, păcatul care nu este mărturisit aici, va fi judecat odată cu lui. În momentul în care ne mărturisim păcatul, în momentul în care ne mărturisim slăbiciunea, în momentul în care dăm pe față neputința noastră, Dumnezeu este drept să ne ierte, să ne învrednicească, să ne apropiem. Și aceste lucruri se vor uita. Vă spun că se vor uita. Dar dacă le păstrăm și le aducem cu noi, fie că nu le împărtășim, fie că le împărtășim, dar le păstrăm în inima noastră și nu le dăm pe față, aici nu vor fi judecate. Pentru că aici, frate slujitor, nici fratele Iosif, nici eu, n-am un dar a descoperirii să spun cu tare făcut cu tare, cu tare făcut cu tare. Și le ascunde. Dar vreau să vă spun ceva. Aceste lucruri, știți unde vor fi date pe față și unde vor fi judecate, dacă aici am evitat să le judecăm? Acolo. La judecata cea mare. Vor ajunge acolo. Și le ducem cu noi. Le ducem în sac cu noi. De aceea, dragii mei, vă îndemn. Dacă sunt lucruri în viața noastră, și sunt, și eu am slăbiciuni, și toți avem slăbiciuni, haideți să le mărturisim. Haideți să le mărturisim. Haideți să le judecăm. Haideți să le condamnăm. Mă înțelegeți dumneavoastră? Să le condamnăm aici. Să le pedepsim aici. Slăbiciunea mea, vorbirea mea, gândirea mea care nu este după voia lui Dumnezeu. Felul meu de a mă purta, răstirea mea. Să le condamnăm aici. Să nu le ducem în bagaj cu noi. Pentru că vor fi judecate acolo. Și va fi vai în noi. De aceea, vă îndemn, dragii mei, mărturisiți-vă înaintea lui Dumnezeu. Nu stați deoparte și spun, eu sunt plin de cutare, de cutare, de cutare. Toți avem slăbiciuni. Dar mărturisiți-le. Dați-le pe față. Și să ne apropiem de trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Sunteți de acord cu aceasta? Mă rog lui Dumnezeu să ne dea putere. Spune cuvântul lui Dumnezeu și apoi voi încheia. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Este exact ceea ce am spus. Când dăm pe față păcatul, este rușinos. Vă spun că este rușinos. Îți dai pe față slăbiciunea. Îți dai pe față răstarii de amărăciune care iasă împotriva unui frate. Îl dai pe față. Este rușinos. Este jenant, aș putea spune, din punct de vedere a omenesc. Se vezi că iasă dor și să duc să se împace. Din punct de vedere, după mintea omului, este jenant. Dar pentru cer este un câștig. Pentru cer este un câștig. De aceea, dragii mei, vă îndemn. Prin aceasta, ar vrea să vă îndemn. Și la lucrul acesta, nu știu de ce îmi vine minte lucrul acesta. Iertați-vă unii pe alții. Nu-i țineți legați pe oameni. Să știți că iertarea nu este un sentiment sau o dovadă a slăbiciunii spirituale. Contrar. Iertarea, dacă poți să ierți pe aproapele tău, nu este o dovadă a slăbiciunii dumitale. Nu. Atunci când Domnul Iisus Hristos era pe cruce, a făcut cea mai minunată rugăciune care a făcut-o cineva vreodată. O zi, Doamne, iartă-i că nu știu ce fac. Nu a fost un moment de slăbiciune. A fost un moment de putere. Știți când este un moment de slăbiciune? Și când poți să te consideri slab? Când nu ierți. Când nu ierți. Totdeauna lipsa aceasta o asociez. Am slăbiciunea aceasta, că eu nu pot să iert. Nu pot să zici niciodată, am puterea aceasta, că eu nu pot să iert. Mă țin tare. Nu se potrivește de mine. Spun, am slăbiciunea aceasta. Eu nu pot să iert, nu pot să uit, nu pot să trec peste, am slăbiciunea. Dar atunci când pot să iert, aș vrea să vă spun ceva. Ești într-o poziție de putere, spirituală, nu fizică. Și mă rog lui Dumnezeu, Dumnezeu să ne pună în această poziție. Amin? Biserica este în post și rugăciune. Dragii mei, biserica este în post și rugăciune și dorim ca la sfârșitul acestui post ca să aibă rezultat. Nu?
Vrei să aibă rezultat? Amin. Dar vreau să vă spun ceva. Dacă vrei să aibă rezultat, să nu încercăm să schimbăm pe cel de lângă voi. Să începem cu noi. Mă rog lui Dumnezeu, Dumnezeu să ne dea această putere. Amin. Amin. Timpul aleargă cu grăbire și ne găsim în fața momentului împărtășirii cu trupul și sângele Domnului. Aș vrea să vă reamintesc foarte pe scurt că acesta este un privilegiu sau, dacă vreți, poate mai frumos spus, este un har pe care Domnul ni l-a rânduit. De-a lungul săptămânii acesteia sunt încredințat că cei mai mulți dintre dumneavoastră v-ați gândit la această sărbătoare și pe măsura puterii pe care ați avut-o, v-ați străduit să vă feriți de rău. Obișnuim să facem o rugăciune înainte de a întinde mâna și de a ne împărtăși. Și în rugăciunea aceasta să-i cerem Domnului să desăvârșească pregătirea noastră. Expresia cheie care ajută înțelegerea cuvântului care a fost citit, eu cred că este expresia în chip vrednic. Noi trebuie să ne împărtășim în timp vrednic. La vrednicia aceasta se ajunge împletind preocuparea noastră cu ajutorul venit de sus. Dacă ar fi fost suficientă preocuparea noastră sau eforturile noastre, n-ar mai fi trebuit să moară Domnul Iisus pe cruce. Dar pentru că nu erau suficiente eforturile noastre, preocuparea noastră, strădanile noastre, a trebuit să moară cineva pentru noi. Să plătească ceea ce noi nu puteam plăti niciunul dintre noi. Îl slăvim pe Domnul pentru lucrul acesta. Aș vrea să fie și o rugăciune de mulțumire la adresa Domnului. Pentru că El cel neprihănit a acceptat să ia asupra Lui povara păcatelor, a fără de legilor, a greșurilor și abaterilor noastre, pentru ca prin credința în jertfa Lui noi să fim scutiți, feriți de mânia Lui Dumnezeu. Aș vrea să-i mulțumim Domnului Iisus pentru că eu cred că lucrul acesta a fost cel mai greu de realizat pentru El. N-a fost greu să vindece bolnavi, n-a fost greu să înmulțească pâini, n-a fost greu pentru El cu un cuvânt să potolească furtuni, dar greu a fost pentru El să bea paharul în care erau adunate la oaltă păcate și fără de legile mulțimii întregi, ale omenirii întregi și ale mele erau și ele acolo. De aceea, în Ghețimani, Domnul Iisus a rugat cu lacrimi și sudoarea Lui s-a prefăcut ca niște stropi mari de sânge. Pentru că acela a fost ceasul cel mai greu. Nu i-a fost frică Domnului Iisus de crucea pe care avea să o poarte pentru noi și pe care avea să fie întins. Nu i-a fost frică Domnului Iisus de cuiele care i-au străpuns în mâinile. Nu i-a fost frică Domnului Iisus de lancia romană, de cununa de spini, de scuipat și de uiduiel și de bagiocor. De nimic de lucrurile acestea Domnului Iisus nu i-a fost frică. Și pentru lucruri de felul acesta s-au găsit în istorie oameni care au suferit. Nu le-a fost frică de moarte, cu curaj, în clipa morții, și-au provocat adversari. Domnul Iisus însă i-a fost greu să accepte paharul nelegiuirilor și a păcatelor noastre. Pentru că întotdeauna a trăit curat și frumos s-a venit de păcat. Pe cel neprihănit să fie făcut vinovat, iată un lucru pe care Dumnezeu l-a hotărât și Domnul Iisus i-a fost greu să-L împlinească. Dar l-a împlinit. Pentru că de fiecare dată și-a încheiat rugăciunea în Ghețimani spunând: totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. De aceea noi suntem datori să aducem mulțumire și laudă și recunoștință. Ne vom pleca pe genunchi la rugăciune. Îl vom ruga să desăvârșească pregătirea noastră. Și după ce vom încheia această rugăciune comună, împreună cu fratele Mircea ne vom ruga pe rând pentru binecuvântarea zilei și pentru binecuvântarea rodului viței. Când se